la bucuria fraților și a surorilor de aici. Vreau să ne uităm câteva momente în Cuvântul lui Dumnezeu, să avem câteva motive de rugăciune. După aceea vreau să continuăm slujirea și cred că fiecare dintre dumneavoastră sunteți nerăbdători să ascultați pe cine? Predicatorul, nu? Cu siguranță că copii, Domnul să-i binecuvinteze. Și pe noi ceilalți, amin. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, să aveți în voi gândul care era în cine? Domnul Iisus Hristos. Știu că este o duminică mai deosebită. Ne aduc aminte că a fost 2 ani. În acea duminică eram aici împreună cu dumneavoastră și am discutat pe marginea subiectului. Și vreau în această zi să fim oameni credincioși, oameni care să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să-L înțelegem și să nu fie nevoie de mai multe dovezi. Spuneam la surori de dimineață că în săptămâna asta am avut o discuție cu cineva și ăla cirea spune, de unde știu eu că există Dumnezeu? El cirea multe motive și așa. Și am zis, măi, faptul că tu trăiești astăzi și faptul că pământul ăsta nu se erovește de alte planete, este cineva în spatele lor, cineva le controlează, că ele nu pot să meargă din inerție. Ei, noi nu trebuie să cerem alte motive în plus ca să fim convinși de suveranitatea lui Dumnezeu. Doar ne uităm în jurul nostru, ne uităm că suntem creați frumoși toți. Eu știu, nu suntem la voia întâmplării, vedem că lucrurile merg așa cum ar trebui sau aproape cum ar trebui. Și de aceea trebuie să știm că în spatele lor este cineva. Deci nu merge la voia întâmplării. Revenim la Cuvântul lui Dumnezeu și spune, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși ce n-a făcut? N-a găsit? Ca un lucru de apucat, să fie deopotrivă cu Dumnezeu și spune mai departe, versetul 7, s-a dezbrăcat. Tocmai în aceste zile sau în aceste săptămâna trecută ne-am adus aminte de această dezbrăcare. Dezbrăcare de Dumnezeu. De fapt, El nu s-a dezbrăcat, El a rămas tot Dumnezeu. Dar în schimb, a fost om. Și vorbind de Domnul Iisus Hristos, spune cuvântul, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de ce? De om, de rob, spune cuvântul lui Dumnezeu, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător și s-a făcut ascultător până unde? Până la moarte. Cred că este binevenit ca astăzi să venim să-i spunem, Doamne, îți mulțumim, nu mai avem nevoie de alte confirmări, Doamne, nu vreau să pun degetul în rana Ta, Doamne, nu vreau să văd alte lucruri, ci, Doamne, vreau să-ți fiu ascultător până la moarte, Doamne, vreau să te slujesc până la moarte, n-am nevoie de nimic, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de Tine. Vreau să venim cu sinceritate dinaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lucrul ăsta. Doamne, îți mulțumim pentru exemplul care îl avem în Domnul Iisus. Pentru că dacă El n-ar fi venit, nu s-ar fi făcut om ca și noi, poate El am fi condamnat și am fi zis, mă, nu este corect. El nu știe ce e pe pământ. Dar Dumnezeu s-a făcut om, a trăit și a murit. Și în orice moarte, ci spune cuvântul încă moarte de cruce. Să-i mulțumim pentru exemplul ce avem în Domnul Iisus. Să ne rugăm ca și noi să fim la rândul nostru ce? Ce spune dumneavoastră? Ce ar trebui să fim noi în vremurile acestea? Noi, copiii lui Dumnezeu. Lumini. Exact. Martor, lumini, slujitor, foarte corect. Asta vrem să fim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute fiecare dintre noi să fim o epistolă vie. Citită de toți oamenii. Mă rog pentru copiii aceștia, ei sunt... Sper să nu greșesc viitorul de mâine, dar cineva zicea că nu sunt ei, că sunt ceilalți care sunt înainte. Era o discuție. Oricum, în principiu, ei sunt viitorul de mâine. Dumnezeu să-i binecuvânteze să fie o mărturie sănătoasă și oamenii să vadă în ei pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să-i binecuvânteze, Dumnezeu să-i binecuvânteze lucrarea care o fac ei și vreau să ne rugăm pentru lucrul acesta. Vreau să îi mai mulțumim Domnului pentru că El ne-a dezbrăcat. Am avut un moment de dezbrăcare. Vorbește cea de Domnul Iisus care s-a dezbrăcat. În Efeseni, capitolul 4, de asemenea, ni se vorbește de o dezbrăcare. Să ne dezbrăcăm de ce? De omul cel vechi, să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mulțumim pentru smerenia care am văzut-o Domnul Iisus Hristos. Eu aminteam la început să-i mulțumim pentru exemplu. Și vreau să fim
exact pe motiv și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru smerenia care am văzut-o în tine. Doamne, vreau să fiu și eu smerit ca și tine. Amin. Să ne rugăm ca Domnul Iisus să ne ajute să Îl mărturisim atât cu faptele noastre, cu trăirea noastră, ci și cu vorbele noastre. Doamne, ajută-ne! Amin! Amin.